Astăzi vom vorbi despre oportunitatea de a-i învăța pe copiii noștri responsabilitate. Da, exact, în aceste vremuri de criză, cum educăm responsabilitatea în copiii noștri. Și uite, aș vrea să vă spun o poveste reală. E dimineață, duminică dimineață, și mă trezesc destul de târziu pentru că ieri am avut școală. Și intru în sufragerie, unde mama dă cu aspiratorul, mă duc ceva mai departe, bunica este în bucătărie și gătește. Fratele meu este undeva chircit lângă o priză pe care o repară pentru că era stricată. Știu că tata este în fața blocului și repară mașina, iar pe hol, în fața bucătăriei, mă așteaptă un covor făcut sul cu un bilețel pe el pe care scrie de bătut, mulțumesc, te ajută tata. Și bunica din bucătărie, care, amuzată fiind de mine, a plecat spre pe bilețelul ăsta de pe covor, îmi zice, bună dimineața, poți să-ți faci un ceai și dacă tot faci unul, te rog să-mi faci și mie, și ai pe masă fructe sau poți să-ți faci niște ouă din frigider. Cam așa arătau unele duminici ale copilăriei mele comuniste. Aveam aproape 15 ani când a venit așa zisa revoluție peste noi în 89 și mi-aduc perfect aminte de aceea responsabilitățile pe care le aveam în casă, atât eu cât și fratele meu cu 5 ani mai mare, și nu doar noi, ci toți copiii din preajma noastră. Aveam grijă de cei mici, stăteam la cozi câteodată cu schimbul, încercând să mai prindem o portocală și pe lângă, de exemplu, conservele de ananas care îmi plăceau fantastic, trebuia obligatoriu să mai cumperi și un borcan de ceva dovlecei sau ceva ce oricum nu se vindea. Și dacă aveai noroc, mai prindeai și niște bomboane cubaneze, care bomboane cubaneze făceau deliciul întregii familii și le ascundeam pe peste tot pe unde puteam și le găseam la un moment dat prin dulap. Se întâmpla de asemenea să ascundem prin dulap și portocale. Mi-aduc iarăși perfect aminte că bunica mea a găsit o portocală ascunsă în fundul șifonierului, evident mucegăită, evident distrus, a distrus toate așternuturile din acel șifonier, cel puțin pe cele pe care le-a atins. Așadar, cam așa arătau copilăriile noastre atunci, generația crescută cu cheia de gât ultra-responsabilizată, ca să nu spun ultra-lăsată de izbeliște sau de capul ei. Și în acest context aș vrea să las următoarea melodie și pe această melodie să vă aduceți și voi aminte de copilăriile voastre, dacă aveți vârsta la care să vă aduceți aminte de imagini similare cu povestea pe care v-am relatat-o, să vă aduceți aminte ce făceați voi, copii fiind în gospodărie, în casă, mai cu seamă dacă n-ați copilărit ca mine la etajul 13 al unui bloc comunist, jucându-ne printre șantiere, nu? Că asta era tot Bucureștiul, era un șantier la vremea respectivă și marea noastră bucurie era să ne ascundem în tuburile de canalizare și iarna să ne facem săniuși din gropile în care erau săpate fundații pentru alte blocuri. Deci dacă așa arăta și copilăria voastră, fie la bloc, printre macarale, fie la țară, printre copaci, m-aș bucura să știu ce fel de responsabilități aveați voi atunci, să-mi scrieți despre asta și să vedem ce putem să învățăm din copilăriile noastre și să predăm copiilor noștri astăzi, mai cu seamă în acest context în care, în casă fiind cu toții, nu prea mai avem ajutor din afară și da, responsabilitățile noastre sunt multe și nu mai avem atât de mulți adulți în jurul nostru, în așa fel încât casa să fie împărțită într-un teritoriu foarte clar al fiecăruia. Unul cu aspiratorul, unul cu praful, unul cu mașina. Suntem mai puțini, cu responsabilități mai multe. Așadar, hai să vedem ce predăm copiilor noștri.